Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a descoperit care era mâncarea favorită a oamenilor cavernelor din Banat. Ia, nu-mi spune. Adică de pe vremuri, să nu avem vreo discuție. Uh-huh. Da? Oamenii cavernelor de pe vremuri. Oamenii din Neolitic, practic. Erau caverne în Banat, da? Așa este termenul generic. Ceva, ceva peșteri, or fi găsit și ei săracii. Da. Oamenii din Neolitic care trăiau prin ceea ce este azi Banatul, mâncau broscuțe țestoase. Omleta din ouă de broască țestoasă, e albă înaltă și foarte pufoasă, se bate cu o lingură suplă, dar groasă, se adaugă Vă dați seama că, de fapt, toată știrea asta doar ca să dau acest accent muzical. Piesa asta cu Angela Similea. Cu Angela Similea. Erai fan. Da. Omleta din... Mi-am dorit toată viața, știi, să mănânc și o omletă din nou de broască testoasă. N-am prins. Chiar ai, dar fi lăsat sufletul? Da. Deși foarte... cred că e complet ilegal. Da. Dar alea marile. Testoasele alea mari, da, mă refer. Da, păi citeam în Jules Verne, știi? Da. 2 ani de vacanță, ce să mănânc, mâncau și ei supă de broască țestoasă, omletă din... Dacă aștepți un pic ou, cred că poți să fie și un pic crunchy. Dar mă gândesc că astea micile, astea de baltă de la noi... Nu cred că acolo nu m-aș baltă, nu. Face și niște ușoare de un ou de prepeliță. Da. Nu știu... Citite, pe care cred că le... Eu pește de apă dulce nu mă îndemn la el și nici la broască de apă dulce. Broască de apă sărată, da, dar fiind specie pe care de dispariție, nu pot să mănânc decât în anumite locuri. Așa. Cred că e prima dată când vorbiți de mâncare și nu-mi e poftă. Da? Mm-hmm. În zona de vest a județului Timiș, citez acum, să știți, citez din G4 Media. În zona de vest a județului Timiș, deci în vestul vestului. Deci nu în tot județul, mai mult acum. Arheologii au descoperit gropi neolitice cu numeroase carcase de țestoase fără picioare. Vestigii care demonstrează că aceste vietăți făceau parte din alimentația omului, mai ales în timpul verii, transmite Agerpres. Nu înțeleg nimic din acest pasaj. Deci mâncau doar piciorușele. Practic nu și ce era în interior. Pentru că încă nu inventaseră deschizătorul de conserve și nu știu. Da, dar nu înțeleg această formulare. Deci, gropi neolitice cu numeroase carcase de țestoase fără picioare. Eu fi înăuntru, băgate. Așa. Țestoasa are talentul ăsta. Care demonstrează că aceste vietăți făceau parte din alimentația omului, mai ales în timpul verii. Deci toamna nu era recoltă sau cum îți dai ceva mai fresh vara, că picioare de broască. Da, că dacă erau carcasele fără picioare, înseamnă că le mâncau vara. I-au pus cap la cap mai multe date. Nu înțeleg. Nu ți-au dat ție chiar tot, că pur te faci tu arheolog și ce mai fac? Mm-hmm. Bă, dar ce frumos e să fii arheolog ce și știi? Să găsești carcase, conserve. Carcase de broască țestoasă fără picioare. Și să te îți pui problema și nu dormi noapte. Ia veniți mă cu asta, vedeți ce am găsit. Uite, unde sunt piciorușele? Da. Da. Deci practic mâncau piciorușe de broască țestoasă. Țestoasele cred că au niște oase atât de fine la pendreluțe că se topesc în atâtea mii de ani. Kentucky Fried picioruțe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.